Să ne mutăm la țară sau la oraș? Dincolo de aspectele practice sau legate de sănătate, această decizie ar putea avea și un impact la nivel spiritual? Vorbește Biblia despre un timp profetic în care ar fi obligatoriu ca cei credincioși să părăsească orașele? Cum știm care este acela? Nu cumva pandemia a fost semnul că trebuie să plecăm departe de aglomerațiile urbane? Posibil ca și dumneavoastră să vă fi confruntat cu aceste întrebări și sper că astăzi, la a doua opinie, să obțineți și niște răspunsuri. Invitații mei sunt pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Bun venit! Bun găsit! Înainte de a începe discuția în platou, așa cum v-ați obișnuit, urmărim un clip video pus la dispoziție de Opinia Production. Siguranță că unora dintre locuitorii Shanghaiului le plac filmele horror. Cu certitudine, nu tuturor. Însă cu toții au ajuns în primăvara anului 2022 să joace într-unul colectiv. Shanghai este metropola port cu cea mai mare influență economică din China. Numai anul trecut a gestionat peste 20% din traficul de mărfuri al țării. Acum proviziile alimentare, fără acces la refrigerare, putrezesc blocate în containere de transport maritim, în timp ce locuitorii, înfometați, cerșesc de la geamurile blocurilor gigant după puțină mâncare. Orașul a putut fi surprins în aceste zile în luptă cu cel mai mare focar epidemic. Stricta politică guvernamentală dinamică zero COVID, care vizează eliminarea lanțurilor de infecție, a blocat pe cei 25 de milioane de locuitori în case. Cei testați pozitiv sunt imediat plasați în carantină instituționalizată. Lockdown-ul chinez a venit cu scene de necrezut în materie de drepturi fundamentale. Lucrători sanitari îmbrăcați în combinezoane albe pot fi văzuți pretutindeni, sigilând intrările în blocurile de locuințe. Patrulele polițienești instalează blocaje rutiere sau garduri din plasă de sârmă în jurul unor clădiri rezidențiale, numindu-le zone sigilate. Alarme electronice plasate pe ușile apartamentelor previn eventuala fugă a celor infectați. Izolați sau evacuați cu forța pentru a le fi dezinfectate casele, oamenii se bat pentru mâncarea sau medicamentele distribuite greoi de către guvern. Furia, anxietatea și neputința lor se resimt pe scară largă. Familii sunt separate, iar animalelor de companie provenite din casele celor infectați nu le mai este permisă nici viața. Se vorbește deja de noul experiment Shanghai. Nu desfășoară China de multă vreme mulțime de experimente sociale ce vizează controlul strict al populației, recompensată ulterior în funcție de gradul de obediență al indivizilor ei? Cu cât supunerea este mai mare, cu atât recompensele sunt mai consistente. Speriați, nu puțin sugerează că așa va arăta viitorul la nivel global. Iar dacă lumea face pași rapizi spre un viitor precum cel desenat deja de China, n-ar trebui făcut rapid ceva? Cum ar fi, de exemplu, părăsirea marilor conglomerații urbane și refugierea în locuri izolate? Deprinderea unor tehnici bazale de supraviețuire sau cel puțin crearea unor condiții care să asigure autonomia familiei? Pentru că, dacă orașul nu este bântuit de vreo epidemie virală, cu siguranță întreține promiscuitatea, violența, comportamentul neonest sau lipsa de respect pentru viață în ansamblu. Și n-ar fi chiar departe de realitate observația că orașul desensibilizează sufletul sau atrofiază sentimentele de uimire și admirație în fața creației. Fără a mai lua în calcul cât de mare este uneori provocarea de a crește copii într-un oraș modern. Opinie. Apelurile, îndesite în ultima vreme de a părăsi orașele mari fix în momentele în care locuitorii acestora chiar au nevoie de ajutor, ar putea fi lejer socotite o fracturare a trăsăturilor de bază a umanității. A avea un loc numai al tău, în oraș sau în afara lui, este perfect legitim. Însă, modelul de a da bir cu fugiții în fața suferințelor urbei nu s-a regăsit niciodată în felul de a fi sau de a proceda al marilor oameni. Perfect conștienți de existența unor astfel de situații, autori de scripturi nu lasă neexplorat subiectul.
În Ieremia 29:7 scrie: urmăriți binele cetății. Iar în Ioan 17:18, Iisus spune: nu te rog să iei din lume. A munci, a învăța, a participa la viața cultural-artistică, a utiliza mijloacele tehnologice, a pleda pentru drepturile celor abuzați, a socializa sau a ajuta semenii demonstrează o înțelegere înaltă a lucrurilor ce sunt drepte, frumoase și bune. Nimeni nu spune că este simplu, dar orașul este încă lumea noastră, a tuturor, nu? Ești de altă părere? Provocatoare întrebarea cu care se încheie acest clip și aș vrea să vi-o adresez chiar în debutul discuției noastre. Ce părere aveți la nivel personal? Unde locuiți și ce ați alege dacă chiar ați putea să faceți lucrul acesta? Acum, indiferent de loc unde locuiești sau unde locuiesc eu sau oricine, un lockdown la oraș e un blestem. Un lockdown dacă te prinde la țară, să zicem, e mai suportabil. E mult mai suportabil. Acum, nici nu aș vrea să punem un antagonism din ăsta acerb între și să divizăm societatea și să spunem: voi cei care locuiți la orașe sunteți destul de nefericiți, iar noi ăștia care locuim la țară suntem fericiți. Pentru că lucrurile nu ar trebui puse așa. Eu cred că sunt avantaje să trăiești într-un mediu care este natural și sănătos. Pentru că și în orașe există locuri de genul acesta, bine că sunt foarte scumpe, dar uitați, de exemplu, în București, dacă e să vorbim aici în zonă, prețurile unor apartamente, de exemplu, în nordul capitalei, sunt la niște sume colosale. Cu banii pe care i-ai dat, de exemplu, pe o astfel de locație, ți-ai putea face o casă la țară. Dar nu orice casă, nu o căsuță. Ți-ai putea face și ți-ai putea îmbunătăți foarte, foarte mult nivelul de trai. Adică linia aceasta a deplasării locuitorilor dinspre mediul urban către cel rural, exodul ăsta este o chestiune care n-ar trebui privită ca un lucru straniu. Noi am fost cantonați în blocuri. Dacă e să vorbim în România în vremea comunismului, pentru că toți oamenii vin la orașe, dar au venit de la țară cumva. Acum se face cale întoarsă. Adică sunt anumite avantaje. Bine, noi asociem că mersul la țară este echivalent cu să cultivi roșii și să crești păsări în curte. Cu siguranță că mulți oameni din oraș n-ar mai putea suporta ideea aceasta, li se pare peste limite. Însă nu despre asta e vorba. E vorba despre un anumit echilibru și un anumit confort mental, dar și relațional, vis-a-vis de relațiile pe care le dezvoltăm în societate și funcție de misiunea pe care o trăim. Sper că o avem. N-ați dat un răspuns direct la întrebarea mea, m-ați ocolit, așa m-ați dus de la oraș la țară. Poate am mai mult succes în partea asta. Cred că ascultătorii atenți și-au dat seama unde locuiește colegul meu din răspunsul pe care l-a formulat. A existat acolo o expresie... Noi cei care locuim la țară, așa, nu? Care mi-a transmite acest... S-a inclus și pe el. Mi-a scăpat. Da... ar trebui să fiu la fel de evaziv, nu? Ca să mă asortez cu colegul meu. Cei care locuiesc la oraș, aș începe afirmația mea sau răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ca și cei care locuiesc la țară, ar trebui să ia această decizie cu privire la locul în care se poziționează din niște considerente ceva mai profunde decât locul geografic sau urban versus rural. Ci este vorba de niște valori pe care le urmăresc și de calitatea vieții care este dată de consecvența față de aceste valori. Și cumva colegul meu a amintit, Adrian a spus ceva de una cel puțin dintre aceste valori care cred că ar trebui să intre în calcul atunci când discutăm subiectul acesta. Cred că ceea ce oferă calitate vieții este dimensiunea fizică și ne referim aici la sănătate,
este dimensiunea relațională, cea care descrie tipul de relație dintre oameni, și de asemenea este evident cea mai profundă dintre ele, dimensiunea spirituală. Dar este există și dimensiunea economică, pentru că trebuie să fim onești și să spunem că multe decizii legate de unde să locuiești sunt direct influențate de aspecte pragmatice economice. Da? La oraș se găsește mai ușor de lucru, la oraș școlile sunt mai bune, ai acces mai copii ușor la educație, la țară, dacă vrei să locuiești și să trăiești din munca de la țară, înseamnă un efort fizic susținut. Acum ne-ați spus despre exodul acesta de la oraș la țară, dar trebuie să fim foarte onești. Probabil că v-ați referit la faptul că cel puțin în jurul Bucureștiului există această tendință, dar oamenii nu lucrează la țară, lucrează tot în oraș. Ei doar locuiesc în zonele limitrofe orașelor mari. Dar munca și existența și-o duc tot în cetate. Așa este. Și știu de un intens val de voci care spun ar trebui să ne mutăm la țară. Există atunci când voci te cheamă în stânga sau în dreapta, există un demers pe care un creștin autentic îl face. Consultă Scriptura. Cu privire la subiectul acesta în Scriptură, există un anumit model care se numește modelul Enoch. Enoch, un credincios, făcea un anumit balans între viața la țară și viața la oraș. Trăia la țară, unde se încărca spiritual și trăia în frumusețea naturii și era aproape de ce înseamnă măreția lui Dumnezeu și nu știu ce, și încărcat sufletește cu gândul despre Creatorul lui, se deplasa uneori în oraș, comunica toate aceste adevăruri de natură spirituală oamenilor de acolo, le lăsa impresii, le îmbogățea înțelegerea și apoi simțea nevoia să se retragă, să-și încarce bateria. Probabil că acest model, care este de factură biblică, în măsura în care este posibil, ar trebui urmat și astăzi, repet, în măsura în care este posibil, pentru că să îți cumperi o casă la țară nu este așa o chestiune foarte facilă pentru cei mai mulți dintre noi, nu? Adică, dar într-o viață de om poți a duce lucrurile într-o zonă de genul acesta, cumva să lucrezi în oraș, cumva să ai, pentru că este legitim să ai casa ta, mediul tău, mica ta împărăție undeva într-un loc retras, să spunem, în măsura în care este posibil. Dar există o legătură directă între locul în care stai, între mediul rural și urban și spiritualitate? Pentru că cred că aici trebuie să fim foarte deschiși, onești și în același timp și ferm. Pentru că există, cel puțin în cadrul unor biserici sau în anumite curente religioase, aș spune, ideea aceasta că e o chestiune ce ține de, până la urmă, de mântuire dacă locuiești la țară sau la oraș. Eu cred că poate exista o legătură, dar în niciun caz n-aș pune un parametru întrebării dumneavoastră în termen de mântuire. Cred că mântuirea ține de niște resorturi mult mai profunde și mai complexe decât decizia de a locui într-un mediu sau altul. Și aș vrea să dau niște exemple foarte clare aici. Am întâlnit oameni cu un profund devotament față de Dumnezeu, dezvoltând niște caractere nobile care trăiesc în mediul urban, după cum am întâlnit la țară oamenii care, deși își declară atașamentul față de Dumnezeu, sunt într-o contradicție flagrantă cu valorile după care ne spune Dumnezeu să trăim. Deci, simpla locuire într-un mediu sau altul nu este factor determinant pentru traiectoria noastră veșnică. Dar este adevărat în același timp că sunt anumite influențe la care trebuie să fim foarte atenți. De exemplu? De exemplu, dacă locuim... Cu ce e mai periculos să locuiești la oraș decât la sat? Da? Deci dacă locuim într-un mediu urban, unde nivelul de stres este deosebit de mare, nu suntem în stare să-l gestionăm, nu descoperim acele supape necesare, tindem să replicăm sau să copiem un comportament agresiv care se manifestă de la trafic până la alte replici pe care le vedem pe stradă, la ghișeu și așa mai departe, putem spune că suntem într-o zonă a influenței la care trebuie să fim atenți, să fim vigilenți, este domeniul asupra căruia trebuie să luptăm mai mult și, conștienți fiind de această vulnerabilitate, să acționăm ca atare.
E bine, pe de altă parte, dacă locuim la țară, de exemplu, dar trăim pentru noi înșine, pentru propria noastră bunăstare, pentru propriul nostru bine, pierzând totalmente din vedere ce se află în jurul nostru, fiind dedicați de dimineața până seara muncii la câmp, eventual. Sau meditației, dacă îți permite asta. Asta cred că se întâmplă mai rar, dar cred că pericolul real este acela de a fi supra-solicitat, foarte ocupat, fără să ai deschidere spre relații cu oamenii din jurul tău, fără să-ți pese de nevoile celorlalți, fără să dezvolți o atitudine, o poziționare altruistă, de asemenea ești într-o postură greșită. Dar latura aceasta misionară, unde credeți că ar putea să fie mai puternică? De ce am spus eu să stai în meditație, de exemplu? Pentru că în momentul în care latura aceasta socială îți lipsește, fiind izolat la munte, cum mai împlinești tu misiunea de a le spune și altora despre Dumnezeu, de exemplu? Păi, la această întrebare răspunsul ne-l dă tabloul vieții Domnului Iisus Hristos. Domnul Hristos se afla acolo unde erau oamenii și deseori îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos în orașe, acolo săvârșind minuni, acolo vizitând bolnavi, acolo predicând în sinagogă. Deci această dimensiune misionară la care suntem chemați fiecare dintre noi nu poate să fie exercitată decât într-un context relațional, acolo unde sunt oamenii. Și evident, din punctul acesta de vedere, în oraș există o concentrare mai mare a oamenilor. Dar acum, vedeți, aceste două noțiuni puse față în față sau un antagonism, așa într-un mod foarte reducționist, ne poate duce la concluzii diferite. Eu mi-am trăit copilăria la oraș, dar orașul în care am crescut eu semăna foarte mult cu viața la țară. Adică aveam curte, aveam grădină, relațiile dintre vecini erau foarte apropiate. Nu se compară orașul în care am crescut, mediul în care am crescut la oraș, cu mediul în care locuiesc acum. Și iată, am răspuns și întrebării dumneavoastră într-o manieră ceva mai deschisă. Da? De asemenea, sunt situații în care a sta la țară, în proximitatea anumitor vecini de un anume fel, presupune un nivel de stres mult mai mare decât a locui la oraș. Deci eu nu văd a fi determinată din punctul acesta de vedere poziționarea la țară sau la oraș din perspectiva calității vieții și eventual a veșniciei. Dar vreau să vă mai întreb ceva, pentru că sunteți liderul zonal al Bisericii Adventiste aici în Muntenia, număr mare de județe, foarte mulți credincioși, cred că cei mai mulți din țară. Cum vedeți dinamica aceasta la nivel de biserică? Pentru că, din câte știu eu, bisericile din mediul rural sunt tot mai depopulate, deși încurajăm într-un fel ca oamenii și spunem, iată, care sunt avantajele de a locui în mediul rural, dar bisericile din acest mediu sunt tot mai reduse numeric. Oamenii mai degrabă preferă chiar să facă naveta din mediul rural în orașe pentru a merge la biserică. Cunosc multe astfel de cazuri, familii care au copii, de exemplu, deși au biserică în localitatea în care locuiesc, o localitate mică, nu merg acolo la biserică, ci preferă să meargă într-un oraș. Într-o astfel de situație, cum vedeți viitorul acesta din punct de vedere al bisericii? Cred că aspectul la care v-ați referit face parte dintr-un trend social general în care constatăm că populația de la țară se împuținează, iar populația urbană crește. Același lucru se reflectă și la nivel de biserică. Dar în aceeași măsură există și trendul despre care vorbea mai devreme celălalt invitat, și anume ca oamenii din orașe, cel puțin oamenii care își permit lucrul acesta, să se mute în zonele limitrofe Bucureștiului, de exemplu, și cred că asta se întâmplă la marile orașe, și să locuiască în afara blocurilor. Da, aceasta este o tendință care apare în mod special în ultimii 2 ani. Este o tendință reală pe care nu doar o constat, ci o felicit și o încurajez. Deci cu cât cineva poate să meargă spre un mediu care să asigure o calitate mai bună a vieții din toate cele 3 perspective pe care le-am prezentat, cred că este salutar lucrul acesta. Ceea ce pot să spun ca răspuns la întrebarea dumneavoastră este exact lucrul acesta, că populațiile de la țară îmbătrânesc, deci populația de la țară îmbătrânește și asta se întâmplă și cu privire la biserică, perspectivele economice atrăgătoare ale vieții de oraș îi fac pe tineri, determină pe tineri să plece de la țară spre oraș, și este un fenomen care a lovit puternic în anii care au trecut, acum s-a mai diminuat într-o oarecare măsură, și anume este vorba de migrație. Când, în mod special, oamenii de la țară, tinerii de la țară au plecat în căutarea unui trai mai bun. Mă întorc la ideea pe care am prezentat-o într-una sau în două dintre intervențiile anterioare. Cred că suntem responsabili pentru calitatea vieții noastre
Și dacă reușim să ne poziționăm, să ne așezăm, să locuim într-un mediu în care natura este aproape, beneficiem de aer curat, este un mediu în care putem să facem mișcare, avem vecini cum se cade, este datoria noastră să facem lucrul acesta. În același timp, asta nu ne va garanta o relație mai profundă cu Dumnezeu, nu ne va garanta că vom fi oameni mai buni sau mai de caracter și nu vom acumula credite în plus pentru a fi mântuiți. Dacă aș permiteți-mi să folosesc această expresie profund nebiblică, da? Noi știm că mântuirea o obținem prin harul lui Dumnezeu, este un dar și nu putem face nimic pentru ea. Nu suntem cu nimic mai buni pentru cer făcând o decizie de felul acesta dacă nu suntem atenți la cele trei elemente pe care le-am enunțat deja. Am simțit că vreți să interveniți mai devreme. Vreau să spun doar faptul că cel care locuiește în oraș în momentul acesta își duce viața la cotele normale și este implicat în misiunea pe care și-a scris-o cu privire la viața sau i-a fost insuflată de Scriptură, faptul că continuă să trăiască în oraș, chestiunea aceasta nu reprezintă o sfruntare a voiei lui Dumnezeu. El nu încalcă vreo poruncă a lui Dumnezeu. Adică... Dar va fi un moment în care, nu știu, devine un imperativ să părăsești orașul și a rămâne în oraș este deja da, egal cu da, a din punct de vedere scripturistic, ignora voia lui Dumnezeu? Exact, exact. Acest punct este foarte important pentru că unde nu este unde este fum, trebuie că este și ceva foc. Adică toată ideea asta cu plecatul de la țară la, de la oraș la țară are la un moment dat și un anumit substrat și Biblia vorbește despre o anumită plecare chiar fugă. Chiar fugă în Evanghelia după Matei, dar chestiunea asta este în asociere cu situația în care creștinii sunt prigoniți și prigoana datorită corpului comun pe care îl face politicul cu religiosul ajunge la un prag insuportabil în care, care face ca copiii lui Dumnezeu să fie nevoiți să-și găsească salvarea probabil la munți, cum spune Scriptura. Adică dacă e să vorbim mai pe concret, vorbim despre un anumit punct la care va ajunge experiența religioasă a oamenilor care culminează cu implementarea unui anumit decret religios foarte strict și foarte cu care nu poți trata decretul duminical, de exemplu, care obligă pe toți cei care nu urmează linia aceasta, îi obligă practic la ieșirea în afara legii. Varianta este să fugi, să pleci, dar această plecare în corpore eventual, aceasta este o chestiune despre care Cartea Apocalipsei vorbește, dar este un punct în viitor în asociere cu o prigoană generalizată și finală. În momentul acesta, eu cred că în momentul acesta să dăm curs unor idei de genul haideți să plecăm, haideți să fugim, mi se pare o trădare față de urbe. Tu în momentul acesta, dacă pleci la țară, pleci la munte, îți faci o cabană pe pârâul nu știu care, demonstrezi că ești un alt monah. Pentru că ți-e frică să stai în societate, pentru că eventual te contaminează, pentru că tu vrei într-un mod egoist să te salvezi pe tine și eventual familia, dar ce faci cu ceilalți oameni care sunt aici? Sunt prietenii tăi în oraș, sunt rudele tale, sunt vecinii, adică poate că șederea ta aici, repet, pe balansul acela Enoch, să ai acolo și să vii în oraș, poate că balansul acesta este o formulă pe care o putem lua în calcul. Cel puțin încă un timp. Cel puțin încă un timp, dar plecări în momentul acesta, demersuri de genul acesta apăsătoare, să facem, să plecăm, să nu știu ce, în momentul acesta nu este un start pentru așa ceva. Haideți să tragem câteva concluzii pentru că am ajuns la finalul emisiunii. În timp ce prezenta colegul meu răspunsul la ultima întrebare, încercam să văd cum abordează Scriptura subiectul acesta într-un mod tangențial, fără a face din el un subiect explicit, da? Și mă gândesc la faptul că Iosif, unul dintre personajele biblice pe care le privim cu mare admirație, reușește să dea o mărturie bună despre Dumnezeu și să trăiască o viață în consecvență cu principiile lui, indiferent de mediul în care se află. Face lucrul acesta și la țară, în mijlocul oilor, acolo unde se afla împreună cu tatălui,
dar Moise reușește să strălucească la oraș. Deci acolo, în locul în care ajunge, și Dumnezeu are o chemare specială pentru el din punct de vedere administrativ. Lucrul acesta se repetă apoi în experiența de viață a lui Daniel, care își petrece cea mai mare parte din viață în cel mai mare oraș cunoscut al tuturor timpurilor, cu toate dezavantajele care rezidă din acest statut. Dar Daniel este un alt personaj al Scripturii care strălucește dincolo de mediul în care trăiește. Din punctul acesta de vedere, cred că determinantă este relația noastră personală cu Dumnezeu. Hotărârea de a avea discernământul iluminat de Duhul Său cel Sfânt, care să ne facă atenți la toți factorii de influență din jurul nostru și la momentul cel mai potrivit pentru o decizie sau alta. Când vom proceda în felul acesta, atunci putem avea certitudinea, putem avea siguranța că am luat cele mai bune decizii și pe subiectul acesta al locului în care ne așezăm. Și aș vrea să închei cu exemplul de viață al Domnului Iisus Hristos, care exact asta face, se află în mijlocul mulțimii, se află în oraș, nu se află la masă cu vameșii și păcătoșii, deci într-un context cu potențial foarte mare de influență negativă, și cu toate acestea Domnul Hristos își duce misiunea până la capăt, pentru că existau acele momente în viața Domnului Hristos când se afla singur, când se afla în mijlocul naturii, eventual alături de ucenici, când își încărca bateriile emoționale și în mod special cele spirituale cu acea putere pe care o putea da Dumnezeu. Cred că aceștia sunt factorii determinanți dincolo de locul în care alegem sau ne-am dori să locuim. Și revin la întrebarea dumneavoastră, dincolo de locul în care locuiesc acum, aspir, visez la acel moment în care cumulul de factori la care trebuie să fac față m-ar putea ajuta să locuiesc într-un loc mai frumos decât cel în care sunt acum. La început, Dumnezeu a creat un lațar. Și chiar a spus despre acel lațar că s-a uitat la tot ce a făcut și a văzut că toate erau foarte bune. Ulterior, omul a creat orașul. Și în Geneza 4:17 se spune că un anumit bărbat, Cain, a început să zidească o cetate, orașul. Acum noi ne-am ales cu orașul. Avem o datorie față de oraș și avem ochii ațintiți și spre țară. Devin obsedant, dar cred că asta este soluția. Îmi place balansul dintre țară și oraș. Și în măsura în care putem să ne aranjăm lucrurile în viață, imobiliar vorbind, poate luăm în calcul. Dacă îmi permiteți o ultimă intervenție, în momentul în care colegul meu făcea apel la Geneza, mintea mea s-a dus la Apocalips, acolo unde avem în imaginea profetică a cetății noului Ierusalim și nu neapărat a unui nou Eden. Acela iată două realități între care pendulează și exprimarea Scripturii. Acela ar putea să fie un oraș la țară, așa cum ați avut în copilărie. Călătorim pe străzi de aur. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Indiferent că decideți să locuiți în mediul rural sau urban, nu uitați că Dumnezeu este omniprezent. Dar pentru a fi în conexiune cu El, este nevoie ca noi să ne dorim lucrul acesta. Simplul fapt că locuim în oraș sau la sat nu ne garantează sfințenia. Diferența o face atitudinea noastră, care este influențată categoric de activitățile zilnice, de mediul în care trăim și de oamenii cu care ne înconjurăm. Fiecare își poate da răspunsul personal la întrebarea: tu unde te conectezi mai ușor cu Dumnezeu? În creierii munților sau în inima orașului?